Folosirea internetului pentru a cumpăra bunuri și servicii salvează timp și efort, de asemenea prezentându-se ca fiind cea mai înțeleaptă alegere. Însă există riscuri asociate cu shoppingul online, de care trebuie să ai grijă când cumperi, de unde și cum plătești pentru achiziții. Modul în care cumpărăm dintr-un magazin clasic diferă față de un magazin online, la fel cum diferă și produsele pe care le alegem să le achiziționăm. În magazinele fizice avem o legătură senzorială cu produsele și tindem să cumpărăm și sub impulsul momentului, în timp ce pe online suntem ceva mai raționali, fiindcă putem compara și ordona mai bine oferta. Prefer și cumpărăturile online și în mod clasic. Îmi place să am contactul acesta direct fizic cu produsele. Așa îmi pot da seama mai bine de calitatea lor, dar văd că este la modă și lucrul acesta al cumpărăturilor online, pe internet. De ce nu? Sunt deschis către orice noutate. În contextul pandemiei, tot mai mulți români și-au îndreptat atenția către comerțul online. Într-adevăr, pentru că a fost această distanțare socială impusă de contextul pandemic, însă cred că majoritatea oamenilor se simt mai bine atunci când merg în market, în magazin și își aleg produsele. Eu zic că, dom'le, discut față în față cu omul, nu online. Mă duc, văd ceva, vreau să cumpăr, văd, mă înțeleg. Asta e o chestie, uite, tu să le faci multe avantaje la șmecherii ăștia cu tehnica asta modernă, să câștige cât mai mult, că dacă accesezi, cred că au și încasări. Românul mușcă imediat, tot ce vede mușcă imediat. E cum e peștele ăla, când a văzut prima momeală mușcă. Eu n-am o părere bună despre online, așa despre, nu. Să înțeleg că vă este teamă să comandați online? Nu mi-este teamă, dar nu mă interesează, nu mă... Adică la ce să mai pun capul la contribuție când sunt atâtea de făcut în țara? Magazinele clasice au multe avantaje. Oamenii pot vedea produsele, le pot testa și pot fi convinși uneori ușor să cumpere, chiar din impuls. Dacă sunt plasate în zone centrale sau în galerii mari, magazinele au asigurat un flux constant de vizitatori, însă dezavantajele țin mai ales de costurile de operare, chirie, utilități, salarii. În mod clasic, normal, pentru că online se poate, România nu e deocamdată așezată cum trebuie să fie, să fim oameni, cum să onești, să cinstiți, să ce comanzi aia să primești în general. Da. Să înțeleg de la dumneavoastră că vă este teamă să comandați online. Da. Nu știi ce comanzi și în definitiv ce primești, că n-ai de unde să știi. La noi mai trebuie să mai treacă mult timp. Magazinele online au și ele avantaje evidente. Pot vinde aproape oriunde în lume. Costurile de pornire ale business-ului sunt mai mici, iar flexibilitatea este mai mare. Un magazin online, dacă are un site excelent făcut, poate părea mult mai mare decât este în realitate și, în consecință, poate atrage mulți clienți. În plus, magazinele pot colecta mai multe date despre preferințele clienților și își pot adecva stocurile în funcție de acestea.